În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 6 zile sunt cele în care trebuie să lucrați. În acestea veniți și vă vindecați, nu în ziua sâmbetei. Iubiți credincioși, așa au crezut fariseii și cărturarii momentului, că trebuie să se descarce și ei, văzând că cineva le încalcă sabatul. Este foarte dificil să facem ordine în gândurile noastre atunci când avem, cum se numește în morală, coliziunea îndatoririlor. Ce facem mai înainte și ce facem după? Dacă în același timp trebuie să împlinim două lucruri, trebuie să avem dinainte stabilit care este prioritatea. Și se spune bunoară în acest capitol de morală, în coliziunea îndatoririlor, că dacă mergem către biserică, fiind zi de duminică, dar vedem pe cineva care are nevoie neapărată de ajutorul nostru, atunci mergem și îl ajutăm pe acela, chiar dacă până când terminăm ce are el de făcut, durează mai mult decât durează slujba la biserică. Acum însă mai este o problemă. Dacă cineva își face un obicei din a ne cere numai duminica ajutorul, atunci cu siguranță că ne vom duce la biserică. Aceste lucruri trebuie să fie foarte, foarte clar stabilite de la început. Dar să vedem întâi pericopa pe care astăzi Sfinții Părinți ne-au propus-o. Anume se spune că într-una din zile învăța Mântuitorul în sinagogă și a văzut acolo, fiind de față, o femeie gârbovită, care, așa cum spune Evanghelistul Luca, abia putea să-și ridice privirea din pământ. Era așa de 18 ani, avea un duh care nu o lăsa să se ridice. Ca să-i dăm acum oarecum un diagnostic, să zicem că avea lombosciatică de ultimul grad. Era așa la 270 de grade aplecată și pe aceasta, văzându-o și știind că încă este așa de multă vreme, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul i-a spus: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și punând mâna pe ea, aceasta s-a ridicat și dădea slavă lui Dumnezeu. Văzând fariseii și cărturarii, au spus: 6 zile sunt cele în care trebuie să lucrați. În acestea veniți și vă vindecați, nu în ziua sabatului. Și Mântuitorul, cu multă blândețe, că nu-l vedem altfel, chiar și când a pus mâna pe bici și a scos afară pe schimbătorii de bani și pe cei care vindeau porumbei în templu, și atunci îl vedem tot blând pe Mântuitorul și acum cu siguranță că tot blând le-a zis: fățarnicilor, cine dintre voi nu-și dezleagă în zi de sabat oaia sau asinul și nu le duce să le adape? Dar această femeie, care este fiica lui Avraam, pe care Satana a ținut-o legată 18 ani, nu se cădea să o dezleg în zi de sabat. Și atunci toți cei care erau împotrivă, spune Sfântul Evanghelist Luca, s-au rușinat, iar poporul slăvea pe Dumnezeu și pe Iisus pentru faptele sale. Iubiți credincioși, iată că în timp, orice eveniment din timpul Mântuitorului se transformă parcă într-o parabolă. Dacă este o parabolă, în timp se transformă într-un fapt de viață. Acum este un cuvânt pentru noi. Și anume, am să vă prezint puțin cum trebuie să petrecem zilele vieții noastre. Dacă le vom împărți în zile de sărbătoare și în zile de lucru, vom greși, pentru că ori vom aștepta, cum se întâmplă de multe ori, weekendul, uitând de bucuria pe care ne oferă fiecare răsărit de soare,
Ori vom pune accent pe muncă și ne vom bucura atunci când putem să muncim într-un weekend, eventual că să ne putem plătiți dublu. Această confuzie nu este începută de acum. Cu siguranță că este de mult și iată că avem și măsura. Dar pentru a înțelege mai bine cum trebuie să petrecem zilele vieții noastre, pe care de acum înainte n-am să le mai împart în zi de sărbătoare și în zi de lucru, pentru că ziua pe care o trăim este o zi de sărbătoare. Chiar dacă este luni, chiar dacă este marți, chiar dacă este vineri, sâmbătă sau duminică. Atunci când răsare soarele peste noi, cu siguranță că este o sărbătoare. Se numește sărbătoarea vieții și trebuie să ne bucurăm de ea. Dar ca să înțelegeți mai bine cam unde vreau eu să bat vis-a-vis de acest mare dar al vieții, am să vă spun o scurtă istorioară despre un frate chinez care în mijlocul poporului său, în mijlocul comunității sale, s-a convertit la creștinism. Acum vă imaginați cam cum a fost el văzut. Nu e lesne de priceput faptul că dacă era un om de afaceri în scurtă vreme, prin boicotul celor care nu erau de aceeași orientare cu el, a rămas falit. Și în câțiva ani, din bogățiile pe care le avea, a rămas numai cu bucuria că este creștin și atât. Chiar grădina casei lui nu mai era așa de mare cum fusese înainte de a fi creștin, deja se micșorase, vânduse, luaseră tot de la el tot ce le datora cu timpul și încet, încet, el era un tip care se bucura așa cum vrem noi să ne bucurăm de fiecare zi. Au venit însă, după câțiva ani, câțiva vecini care au fost atinși de faptul că confratele lor, totuși, trăiește în continuare în calitate de creștin. Și deschizându-le acestora poarta, acestea l-au întrebat dacă este bine și a zis că este foarte bine, dacă este mulțumit, este foarte mulțumit. Și unul dintre ei a îndrăznit totuși să spună, dar ce a mai rămas din biata ta grădină, din frumusețea pe care noi o știam? Și s-a uitat în jur și a spus așa, da, mi se pare că nu e nici prea lată, nici prea lungă, dar, arătând cu mâna spre cer, este foarte înaltă. Iubiți credincioși, cine ne ține să nu vedem înălțimea zilelor noastre? Noi vedem numai latura din stânga și din dreapta, latura din nord, din est, din vest, din sud. Dar în sus, dacă vedem viața noastră, ne vom da seama că, într-adevăr, zilele noastre sunt frumoase, că au o dimensiune frumoasă. Dimensiunea verticală este cea care ne învață că zilele sunt egale către Dumnezeu. Și nu vom mai fi cârcotași să spunem că pasta o facem că este luni, pasta că este marți și acum trebuie să stăm că este duminică. Ce ar însemna că atunci când ne-ar solicita cineva să facem, după ce plecăm acum la biserică, o mică lucrare? Să spunem, da, dar astăzi este duminică. 6 zile sunt în care trebuie să lucrăm, dar azi e duminică și nu se lucrează. De ce? Eu zic așa, să nu amestecăm timpul, să încercăm să așezăm lucrurile într-o anumită prioritate, să avem și o zi pentru Dumnezeu, dar și pentru noi. Dar nu trebuie să facem din asta o scuză ale nevirii noastre. Nu trebuie să facem acum calcule că peste 2 ani o să cadă 30 noiembrie lunea și o să avem un weekend prelungit și într-o săptămână și într-alta. O să fie vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, gata. Haideți la early booking să luăm tot ce e pentru 2020 când vom avea 5 zile. Ce facem așa? Facem din zile niște cenușărese amestecate cu prințese. Și nu este bine. Pentru că dacă nu vom înțelege dimensiunea fiecarei zile, n-am făcut nimic. Și ca să înțelegem dimensiunea aceasta verticală a zilelor, mi-aduc aminte de opera fratelui nostru Constantin Brâncuș,
pe care, din păcate, nici acum nu l-a scos istoria mai la suprafață, tot sub praful ține. Mi-aduc aminte de ce bucurie am avut când la Paris, la Catedrala Românească, am slujit prima dată în 2006 și aș fi vrut să mă duc la strană, pentru că acolo, înainte cu multă vreme, cântase Constantin Brâncuș. Și mi-am dat seama, când ne-am văzut atelierul de la Georges Pompidou, că sunt oameni care îl cinstesc mult mai mult decât o facem noi. Dar acum, măcar să-l cinstesc și eu cu aducerea minte. Este vorba de una dintre cele mai mari lucrări ale lui, și anume Coloana Infinitului, sau Coloana Infinită. Acesta este un nume, să știți, care nu îi aparține lui. Monumentul respectiv a fost numit de către autor însuși Jertfa Infinită a eroilor neamului românesc. Iar fiecare parte din ceea ce formează coloana simbolizează niște sicrie goale. Pentru că a adunat un cimitir pe orizontală și l-a așezat pe verticală către Dumnezeu, așa cum bietul nostru chinez venit la creștinism a trebuit să-și adune grădina sa din stânga și din dreapta și să o arunce pe verticală, la ce dimensiune și ce înălțime avem. Așa se întâmplă cu zilele noastre. Le împrăștiem și dacă nu suntem atenți, unde mai este infinitul zilelor noastre? Unde mai este jertfa noastră? Se împrăștie. Singura posibilitate de a aduna tot ceea ce înseamnă strădania noastră este de a le așeza pe verticală, așa cum Brâncuș și-a aranjat coloana, astfel încât infinitul să fie la el acasă. Din orice întindere de proprietăți putem să facem o dimensiune verticală numai prin așezarea gândului la Dumnezeu. Și anume, prin a ne aduna tot ceea ce înseamnă gânduri și planuri din orizontalul vecinilor, a ne așeza către Dumnezeu. Și cum putem face asta? În primul rând, prin faptul că trebuie să ne orientăm altfel prioritățile. Și anume, să nu ne mai uităm neapărat în stânga și în dreapta care va fi imaginea noastră în ochii celorlalți. Asta înseamnă să ne împrăștiem, să ne uităm la vecinul din stânga și din dreapta, ce o zice el, ce o face el. Eu, de exemplu, acum, ca să mă spovedesc în fața dumneavoastră, cum îmi place de foarte multe ori să o fac, am constatat de vreo 2-3 zile, dar n-am avut timp efectiv, că s-au adunat în fața casei, de când nu mai sunt vecin cu nimeni din primărie, că am fost vecin cu cine era în primărie, era viceprimar. Acum sunt vecin cu același om, dar nu mai are el funcția respectivă. Nu mai trece mașina aceea care mai lua după lângă borduri gunoaiele, cam de un mandat jumate, ca așa să măsoară timpul. Și mă tot uitam că s-a adunat ca la jumătate de metru de frunze. Bă, fraților, dacă aș sta în pădure, mi-ar face o plăcere, dar nu stau în pădure și parcă se vede puțin din bordură, foarte puțin se mai vede, dar frunzele alea m-am gândit când pot să le mătur. Să știți că acum o să vă cer dumneavoastră îngăduința să-mi iertați faptul că chiar de dimineață m-am gândit acum, după ce mă duc la biserică, asta o să fac. Bineînțeles că o să mă vadă câțiva de cinci crâncotași. Poate că nu o să spună, poate să o cheme presa, poate o cheme ce face popa în zi de duminică. Să știți că mi se pare mai bine și mai de folos să fac ceea ce mi-am propus, în primul rând pentru că mi-am propus. În al doilea rând pentru simțul estetic, în al treilea rând pentru a mă da chiar în spectacol, dar poate că nu o să rânduiască Dumnezeu să mă urmărească cineva, dar vă spun ca să știți. În momentul în care ceva te deranjează, nu trebuie să mai aștepți să se facă luni. Nu trebuie să mai aștepți să mai vină încă un mandat, nu știu cine, că poate să fie vecin cu tine. Nu, trebuie să o iei pur și simplu așa cum se cade.
Și anume, acum de-abia aștept să îmi făceam deja ordine în cap, să văd cam pe unde mai este grebla mea de frunze, unde mai e lopata de zăpadă pe care o să o folosesc tot la frunze. Făceam o socoteală că joi a venit gunoiul, deci tomberoanele sunt goale, e perfect. Și atunci, de ce v-am spus toate acestea? Pentru că ceea ce am gândit eu face parte exact din Evanghelia de astăzi. 6 zile sunt cele în care trebuie să lucrezi. Păi vă vindecați strada taman în zi de sabat. Da. De ce? Pentru că imaginea pe care ne-a legat-o sistemul trebuie să fie și ea dezlegată. Nu îmi place ca pe stradă să se vadă frunze, pentru că trebuie să se vadă bordura, pe care tot eu înainte de Paști am obțit-o cu var și încă mai e albă. Trebuie să înțelegem că dacă ne vom văieta tot timpul că nu a făcut ăla sau n-a făcut celălalt, nu vom rezolva problema. Vom aștepta să vină iar luni, probabil că de luni încolo nu o să mai am timp de niciun fel să mai fac, și o să vină iar sabatul și zic, nu, că azi e sabat. Și iar o să trec. Nu. Trebuie atunci când constatăm ceva să ne și apucăm de treabă. Și asta nu se referă numai la măturat neapărat, dar la orice lucru pe care îl vedem. Ce ar însemna, bună oară, dacă noi am amâna din binecuvântate pricini să facem curat prin grădini, că vezi, Doamne, o să vină vineri Sfântul Andrei, sâmbătă 1 decembrie, duminică, duminică. Când am mai face lucrurile pe care trebuie să le facem? Adică dezlegarea de imaginea pe care satana ne-a așezat-o. Orice lucru care nu merge și vă uitați în stânga și în dreapta, să știți că este o legătură a satanei. În sensul, nu, Doamne ferește, acum apocaliptic, nu. Satana are un singur scop. Să ne fure bucuria. De bună vreme, ce eu întotdeauna când mă duc acasă, mă duc cu o bucurie mare, când văd frunzele alea și mi-a stricat bucuria, atunci trebuie să iau măsuri, nu trebuie să dau telefon la primărie, voi n-ați văzut cu pe strada mea de 6 ani, nu! Și dacă aș da, ce aș face? Dacă i-am chemat când era gălăgie pe stradă, au venit, nu. Deci trebuie să facem ceea ce simțim că suntem datori să facem. Dacă vom sta tot timpul să dăm vina pe celălalt sau o așteptăm pe celălalt, lasă că e datoria lucrutare și lucrutare, vom ține asinul și oaia noastră fără să le ducem la adăpat. Și vom rămâne fără ele. Așadar, ceea ce am învățat astăzi de la vindecarea femeii gârbovite este un lucru esențial pentru ceea ce vom face de acum înainte. Și anume, să ne adunăm gândurile, să nu mai așteptăm să se facă luni ca să începem postul, să nu mai așteptăm să se facă luni ca să ne facem o planificare la școală, să nu mai așteptăm să se facă luni ca să dăm cu grebla în curte, ci pur și simplu zicem astăzi. Păi știi că astăzi... Nu, nu, nu. Astăzi este astăzi. Și trebuie să punem accentul pe astăzi, pentru că Mântuitorul chiar așa a și făcut. A pus accentul pe ce? Pe azi. Nu i-a zis, băi femeie, știi ce? Vezi că-s niște cârcotași pe aici, poate au și presa, păi vezi de treabă. Vino pe la ușa altă sau vezi, vii mâine, că mâine e lumină, bagă nimeni în seamă. Nu! A zis, acum! Dezlegată ești de neputința ta. Și a pus mâna pe ea și ea s-a ridicat. Așa se face și cu societatea și cu sistemele noastre, dacă noi punem mâna și zicem, ești dezlegat. Ne dezlegăm și pe noi, și pe vecini, și poate că în nebunia mea mă va vedea cineva și o să facă la fel ca mine și încet, încet o să vedem lucruri frumoase. Lucrurile frumoase, să știți că există, numai că există ascunse în duminici, ascunse în lenevire și ascunse în ceea ce noi nu suntem în stare să dezlegăm. Dacă vom fi numai cu ochii în stânga și în dreapta, aș face și eu asta, dar nu mă lasă cu tare. Sau uite, gardul meu este lângă lui vecinul și nu pot să-l... Măi, fratele meu, și eu am 3 vecini
cu care întotdeauna am o problemă mea de conștiință, că am o visterie care mai trece și gardul dincolo. Și m-am tot gândit eu, mă, ce să fac cu ea? La un moment dat am lăsat-o așa să treacă. Mă zic, da, s-o supăra vecinul. După care m-am apucat să o tai. Mă gândeam, mă, da, poate s-o supăra vecinul, că nu mai semăna gardul cu grădina lui. Și până la urmă am zis, eu îmi fac partea mea de gospodărie. Când l-am prins prima dată, că vine foarte rar acolo, vecine, te deranjează dacă nu, nu mă deranjează. Și atunci am început să fac și acolo și este frumos. Așa se întâmplă și cu străzile noastre. Dacă ne vom uita, a, dar eu de ce n-a făcut primarul? Nu e adevărat, fraților. Trebuie să facem noi cât putem să facem. Conștiința că am făcut și noi ceva, cu siguranță că ne va ajuta să vedem și celelalte lucruri făcute bine. Pentru că ăsta este mesajul Evangheliei de astăzi. Să nu mai amânăm facerea de bine și să nu ne mai uităm cu înfrigurare în stânga și în dreapta, dacă facem vreo faptă bună, să vedem, bă, avem voie să o facem. Că și aici mai este o problemă. Dar sistemele nu se pot vindeca, nu se pot dezlega altfel, fără numai cu efortul fiecăruia. Să rânduiască Dumnezeu ca tot ceea ce am învățat astăzi aici, în jumătate de zi care ne rămâne după biserică, să putem să aplicăm. Acum nu vă puneți în gând fiecare să dea bordurile cu var, o să creadă lumea că vine Paștele, nu. Încet, încet, vă uitați cam ce putem să facem, dacă vedem la scara blocului câte ceva și măcar două frunze, dacă le-am luat de acolo, cu siguranță că acea scară de bloc va arăta altfel, adică mai îngrijit față de cum am lăsat-o de dimineață. Așa să ne ajute bunul.